Show-ul aviatic de la Suceava a fost deschis de piloții de la Bucovina Fly Club, care au zburat cu avioane ușoare și care au ridicat în aer steagul tricolor, spre marea bucurie a publicului numeros și dornic să vadă cât mai multe acrobații. Au evoluat apoi parașutiștii care au transformat cerul într-o scenă fără limite, pe care și-au demonstrat curajul, dar și talentul. Ce frumos se coordonează, s-au eșalonat, ne salută, aplauze! Engel Constantin Sorin. Avioanele piloților parcă au dansat pe cerul senin. Unii dintre piloți au decorat cerul cu inimioare din fum, alții și-au rostogolit aeronavele, au urcat și coborât în viteză și s-au întrecut în viraje aparent periculoase. Acrobațiile aeriene și efectele pirotehnice au fost ingredientele rețetei celui mai apreciat moment al spectacolului aviatic de la Suceava. Cea de-a cincea ediție a show-ului aviatic de la Suceava a fost organizată de Consiliul Județean și Aeroportul Ștefan cel Mare.